pe canalele de Telegram s-a distribuit o serie de mesaje că în unele licee din capitală ar urma să aibă loc atentate. De fapt, acestea nu sunt altceva decât un atac hibrid al Federației Ruse cu scopul de a induce panică în societate și a discredita instituțiile de securitate moldovenești. Primele mesaje false au fost plasate pe canalul Chișinău Game, care ulterior a fost distribuit de canalul Belți24, iar mai apoi distribuite masiv de canalele de propagandă pro-ruse. După ce a luat amploare valul de panică, canalul Chișinău Game a fost șters, iar astăzi a reapărut cu alte mesaje de același fel. Vedem implicarea mai multor surse de dezinformare afiliate Rusiei în răspândirea teoriilor că în Moldova ar lua amploare mișcarea Columbine. Chiar și socialistul Bogdan Țârdea a luat parte la lansarea acestei teorii. Astfel de mesaje despre organizarea unor pretinse atentate în instituțiile de învățământ au mai avut loc și anul trecut în regiunea Transnistreană, care promovau ideea eliberării regiunii de sub ocupația rusească prin teroarea civililor vorbitori de rusă. Pe fonul informațional al atentatului de la o școală de la Bransk, unde ieri o elevă a împușcat mai mulți colegi, aceste mesaje lansate în spațiul public din Moldova au scopul de a amplifica stare de panică în rândul moldovenilor. Trebuie să înțelegem că aceste mesaje sunt false și să nu ne lăsăm manipulați de propaganda rusească.